Începe cu un ușor tremurat al mâinii, apoi apare rigiditatea la mișcare și, încet încet, dificultatea la mers sau la vorbit. Nu par foarte grave, dar aceste simptome duc în timp la instalarea bolii Parkinson, o tulburare neurodegenerativă progresivă, care afectează în primul rând mișcarea, dar în stadii avansate se poate manifesta prin demență, anxietate și chiar depresie. Majoritatea persoanelor cu această afecțiune sunt diagnosticate când au vârsta de 60 de ani sau mai mult, dar există cazuri în care boala poate debuta mult mai devreme și se manifestă în mai multe etape. În boala Parkinson, anumite celule nervoase din creier se descompun treptat sau mor. Multe dintre simptome sunt cauzate de aceste pierderi de neuroni care produc dopamina, substanță responsabilă cu transmiterea semnalelor nervoase. În lipsa acestei substanțe apare rigiditatea musculară, lipsa echilibrului și tremuratul la repaus. Boala Parkinson nu are cauză identificabilă, dar de-a lungul timpului cercetătorii au inclus printre posibilii factori de risc ereditatea, anumite toxine, infecții sau chiar efecte adverse ale medicamentelor. Cele mai recunoscute simptome ale bolii Parkinson sunt legate de mișcare. În stadiile timpurii ale bolii, aproximativ 70% dintre persoane experimentează un ușor tremur al mâinii sau al piciorului de o singură parte a corpului. Parkinson este o boală degenerativă cu o evoluție progresivă. Debutul se face de regulă la vârste apropiate de vârsta de 60 de ani. Avem și cazuri în care avem Parkinson sub vârsta de 40 de ani. Primele semne sunt tremurul foarte discret al extremităților, mâini, cap, picioare chiar, și o ușoară scădere a mișcărilor, o diminuare a motivității pacientului. Deci pacientul devine mult mai lent. Foarte rar pacienții își dau seama din primul moment că au un debut de Parkinson. Prima dată se duc la medic când descoperă că au un tremur care nu și-l pot controla. Dar debutul real probabil că este mult mai devreme. Există 5 stadii. După Hearn și Yar, este o stadializare care are la bază semnele clinice. Există 5 stadii. Primul stadiu, faza 1 a Parkinsonului, este cu semne foarte discrete. Și ajungem până la stadiu 5, în care pacientul este imobilizat în fotoliu roulant sau la pat. Diagnosticul se poate face destul de repede. Sunt niște semne clinice foarte clare care dau un diagnostic de sindrom. De altfel este una dintre bolile neurologice cea mai veche studiată. Vorbim de secolul XIX. Iar partea clinică nu s-a schimbat nici până acum. Dar trebuie să fie făcut un diagnostic diferențial cu alte boli care pot să mimeze aceste simptome. Deci se dă un diagnostic clinic și se elimină alte cauze care pot să producă boala. De exemplu, pot să fie cazul de accidente vasculare în nucleii bazali care pot să mimeze semnele bolii Parkinson. Da, datorită imagisticii, tomografie computerizată sau MN, putem foarte ușor să vedem dacă este produsă de o cauză vasculară. Boala este de tip multifactorial, adică este implicată într-adevăr și genetica, dar sunt foarte mulți factori de mediu. De exemplu, se cunosc cazuri clare în care pacienții cu Parkinson au fost expuși la pesticide. Deci nu există, dacă tata sau bunicul a avut Parkinson, nu este obligatoriu ca descendenții să facă Parkinson. Debutul bolii Parkinson nu este un debut atât de, să zicem, de general. Este un debut specific, subiectiv, perceput de fiecare pacient în parte. Mulți acuză că le tremură un membru superior de cele mai multe ori, unilateral de cele mai multe ori, sau membru inferior mai rar. Debutul poate fi și la membrul inferior, trebuie să specificăm lucrul acesta, pentru ca pacientul să nu fie indus în eroare. De asemenea, mai există varianta în care debutul bolii poate fi confirmat de tulburări de echilibru sau de oboseală accentuată și de o lentoare accentuată în mișcare.
Sunt mulți pacienți care au un debut de boală neurologică, dar cu simptomatologie psihiatrică. Este un debut mascat. Mulți au tulburări depresive, de etiologie un pic incertă, care nu reacționează foarte bine la terapia antidepresivă. Cam astea ar fi cele mai frecvente debuturi în boala Parkinson. Este o boală degenerativă care combină simptomele motorii cu simptomele non-motorii. Simptomele non-motorii sunt de multe ori foarte invalidante din punct de vedere social pentru pacient, pentru faptul că pacienții au probleme cu vorbirea, apare o disfonie în stadiile mai avansate de boală, probleme de deglutiție. Pot apărea la fel și tulburări de somn, probleme psihiatrice, psihologice în stadiile mai avansate, care au nevoie de medicație proprie, de specialitate. Simptome care pot fi ameliorate într-un centru de reabilitare cu persoane instruite din acest punct de vedere. Din punct de vedere logopedic, chiar lucrez cu o colegă foarte, foarte instruită pe acest plan, partea de deglutiție la pacienții cu boală Parkinson, cu tulburări de deglutiție, și partea de disfonie, care la fel este o tulburare de vorbire, încetinirea vorbirii și la fel și scăderea volumului vocii. Toate acestea se pot ameliora cu exercițiu și cu medicație, dar în principal cu exerciții. Boala Parkinson nu este o boală care să ne aducă în stadiul de deces, doar că este o boală care ne invalidează ușor, ușor, din păcate. Acest proces nu este unul atât de... acest proces de derulare nu este unul foarte scurt, este un proces care poate fi controlat foarte mulți ani. Depinde foarte mult de colaborarea pacient aparținător cu medicul curant, de corectitudinea administrării tratamentului, de periodicitatea efectuării unui program de reabilitare medicală. Cât de repede poate fi diagnosticată această boală? Diagnosticul de boală, să știți că este unul destul de clar la prezentarea pacientului în urma unui examen obiectiv simplu neurologic. Toată această situație nu mai trebuie să existe. Trebuie pacientul să fie atent la el și orice modificare să-l aducă la un medic de specialitate sau măcar la un medic de familie care să-l orienteze în direcția neurologică. Și stadiile incipiente de boală sunt cele mai, să zicem, frumos de tratat, cu răspuns cel mai bun, și dacă tratamentul este dintr-un stadiu incipient de boală, atunci și progresul bolii este mult încetinit și calitatea vieții este mult ameliorată. Cei mai mulți dintre pacienți ajung la medic cu aceste simptome după vârsta de 60 de ani, la fel ca această doamnă. La 61 de ani a simțit că nu mai poate să-și coordoneze bine piciorul stâng. Cu timpul, simptomele s-au agravat și activitățile zilnice au devenit tot mai greu de îndeplinit. Momentul de fază este în stadiul 1/2 de boală Parkinson, după stadializarea specifică, este o doamnă a cărei debut a fost cu tremur la membru inferior stâng, care ulterior, la aproximativ un an jumătate, pe terapie agonistă, din păcate, s-a bilateralizat și la celălalt membru. Cu ajustarea terapiei, evoluția a fost favorabilă, s-a stabilizat simptomatologia și suntem pe un drum bun, zic eu. Ce vârstă are? Doamna are 62 de ani, cu patologie asociată, tulburare depresivă, cu tratament pentru problema depresivă, cu răspuns bun. Calitatea vieții nu s-a schimbat foarte mult pentru dumneavoastră. Este o pacientă pe care o dispensarizez în ambulator. Este această mișcare involuntară la membru inferior care oferea un disconfort în repaus, când dorea și dumneavoastră să se relaxeze, să se odihnească, avea aceste mișcări, la un moment dat și cramp la nivelul gambei, și asta a fost simptomatologia pentru care a venit la noi. Având în vedere că s-a instituit terapia de primă intenție cu agonist,
dopaminergic și s-a stabilizat simptomatologia, automat pacienta se simte bine și calitatea vieții nu este modificată în acest moment. Sigur că există anxietatea de boală, prin faptul că a fost informată că este un debut de boală Parkinson, este și anxioasă, ușor anxioasă, deci virăm dintr-o tulburare depresivă într-o tulburare anxios-depresivă și dar vom printr-o abordare multidisciplinară a colegilor noștri psihiatri și psihologi, sigur că vom stabiliza și problema aceasta care este asociată, din păcate. Boala Parkinson este însoțită adesea de alte probleme și complicații, printre care dificultățile în gândire, schimbări emoționale dese și depresie, tulburări de somn sau modificări ale tensiunii arteriale. Dar, deși boala Parkinson nu poate fi vindecată, medicamentele și exercițiile corespunzătoare pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții pacientului. Terapia în cazul bolii Parkinson se axează pe creșterea nivelului de dopamină din creier, acea substanță despre care vă spuneam la început că e esențială pentru transmiterea semnalelor nervoase. Asta se realizează atât printr-o serie de medicamente, cât și cu ajutorul unor exerciții fizice și de vorbire. Acestea ajută la recuperarea mobilității și a capacității mentale. Aparatul Amel Spring se poate folosi în foarte multe boli, unele dintre ele ar fi și Parkinsonul. Este foarte important că atunci când pacientul vine la noi să facem o evaluare inițială, să vedem cât poate pacientul să facă, cum și foarte important să nu facem noi mișcarea în locul dânsului. Asta e cel mai important lucru când vine vorba de acest aparat. Este foarte important să-l setăm de la început la dimensiunea pacientului. Este o setare foarte ușoară. Inițial, este foarte important să facem setările pe care le deține aparatul, iar apoi încep jocurile, cum le spunem noi, ca să nu speriem pacienții. Și este foarte, foarte important să-i dăm feedback pacientului. Deci acestea sunt setările inițiale. Doamna a mai fost în aparat, știe cam despre ce este vorba. Și începem cu o intensitate mai redusă. Doamna a mai fost de câteva ori în acest aparat și se descurcă foarte bine și am crescut intensitatea, dar astăzi o să facem o mică demonstrație și atunci o să începem pe cel mai ușor. Da. Bun. Trebuie să fim foarte atente, coordonăm mâna și foarte important să nu ne pierdem. Bun. Noi suntem acest omuleț și mișcăm mâna spre săgeată, apăsăm un pic în jos și o să apară bananele. Și luăm pe rând câte unul. Partea cea mai bună în acest aparat este că noi putem să-l setăm în funcție de capacitatea pacientului. Dacă la setările inițiale acesta se descurca mult mai bine, atunci dacă într-o zi are o zi mai proastă, nu știu, nu este în apele lui, noi putem să minimalizăm acțiunea pe care o are aparatul. Acest lucru se face foarte ușor. Din această săgetuță, facem un pic de pauză și, de exemplu, dacă astăzi nu se descurcă foarte bine, eu pot să scad raza de acțiune și atunci mișcarea o să fie mai restrânsă, ca doamna să reușească să facă mult mai mult. Tratamentul introdus precoce duce la un control mai bun al bolii și se recomandă ca medicamentația să fie completată de exerciții fizice regulate. În anii 70 au apărut practic terapiile. Golden standardul este levodopa, pentru că boala este produsă de distrucția unor neuroni care produc o substanță numită dopamină. Se folosește și acum, dar există și alte clase de medicamente. Toate au la bază creșterea cantității de dopamină în neuronii din nucleii bazar. Există medicamente care pot să mimeze acțiunea dopaminei, se cheamă agoniști dopaminergici. Există medicamente care acționează asupra sistemului enzimatic care degradează dopamina, deci cresc practic producția de dopamină. Există medicamente care inhibă producția de acetilcolină, pentru că în boala Parkinson există o legătură între dopamină și acetilcolină din aceste porțiuni ale creierului. Cum putem ține sub control această boală? O putem ține în două modalități. Un tratament medicamentos adecvat și
un set de exerciții fizice care contracarează o parte din consecințele bolii Parkinson, mă refer simptome motorii, blocarea articulațiilor. Deși partea fizică nu acționează direct asupra mecanismului bolii, care am spus că e produs prin distrugerea unor neuroni, exercițiile fizice contribuie foarte mult la ameliorarea simptomatologiei și implicit a calității vieții bolnavului. Prin exerciții fizice împiedicăm blocarea articulațiilor datorită imobilizării prelungite, care se produce în boala Parkinson, activăm anumite circuite neuronale alternative din creierul uman. Creierul are o structură plastică, deci permite noi conexiuni, iar exercițiile fizice sunt un mod de antrenament pentru găsirea unor căi care să înlocuiască cele care nu funcționează. De asemenea, putem să reducem spasticitatea. Foarte mulți pacienți cu Parkinson se plâng de dureri musculare datorită contracției prelungite a mușchilor. Îmbunătățim echilibru și postura. În fazele avansate de Parkinson, pacienții nu își mai pot păstra echilibru. Prin terapie ocupațională, de exemplu, putem să ameliorăm această simptomatologie. Deci un mix de exerciții de recuperare, mai mult decât exerciții, vorbim de diferite proceduri, inclusiv diferite tehnici de fizioterapie, putem să ameliorăm foarte mult calitatea vieții pacientului. Terapia în boala Parkinson este una foarte fixă. Este una dintre cele mai fixe terapii care există, poate, în patologia neurologică. Respectarea orelor de administrare este primul principiu care este subliniat de către noi, în primul rând, când pacientul se prezintă la medic. Administrarea medicației este cea care, orele de administrare a medicației sunt cele mai importante pentru evolutivitatea bolii. Pacientul are ore foarte clare. Simptomatologia este cea care ne spune dacă la ora, de exemplu, administrăm medicație la ora 6 și în funcție de această administrare, pacientul ne povestește despre simptomele motorii și non-motorii care se manifestă până la următoarea administrare. Și în funcție de această poveste, noi ne putem da seama de evolutivitatea bolii. Adică medicația are sau nu acoperire în acest interval. Asta înseamnă că pacientul este într-un stadiu incipient sau într-un stadiu mult mai întârziat de boală. Da? No, deci este foarte importantă partea de administrare și orele fixe. De asemenea, există o interferență destul de importantă, în special pentru medicația cu levodopa și ingestia de alimente cu conținut proteic destul de mare, se știe foarte clar că interferă, adică există o scădere a absorpției levodopa în contextul interacțiunii cu alimente bogate în proteine și aminoacizi. Și din această cauză, pacientul este înștiințat din start că trebuie să mănânce la un interval de 30 de minute după administrarea medicației, înainte de administrarea medicației, sau la 90 de minute după administrarea medicației, pentru ca bolul alimentar să aibă timp să fie eliminat din stomac și atunci nu mai există interacțiunea aceasta între în aliment și medicația și se absorbe mult mai bine în jejun levodopa. Dispensarizarea pacientului cu stadiu incipient de boală Parkinson în ambulator, din punctul meu de vedere, la începutul diagnosticare, există o periodicitate, din punctul meu de vedere, la o lună. Trebuie neapărat să fie reevaluat în primele 3 luni, până găsim o doză adecvată, eficientă, minim eficientă pentru simptomatologia manifestată. De asemenea, vreau să subliniez că trebuie să există o colaborare foarte importantă între medic și pacient. Adică pacientul trebuie științat foarte, foarte bine despre efectele adverse ale medicației și ca să nu există această anxietate și frică, ca să nu că el nu poate să tolereze anumite medicamente sau că el nu se va face bine pentru că nu poate să ia anumite medicamente.
medicația în boala Parkinson nu se stabilește împreună cu pacientul, povestind săptămânal, cel puțin, la debut. Ulterior, reevaluările se fac undeva la 3-6 luni, în stadii mai avansate, când pacientul deja are un platou de evolutivitate. Asta înseamnă că până la 5-6 ani, chiar și până la 10 ani, pacienții cu boală Parkinson pot avea o simptomatologie echilibrată și să nu se teamă din punctul ăsta de vedere, că boala poate fi controlată foarte mult timp, pentru că există foarte multe resurse medicamentoase, interacțiuni variante. Persoana care a primit diagnosticul de boală Parkinson trebuie să colaboreze cât mai strâns cu medicul pentru a găsi un plan de tratament care oferă cele mai bune rezultate în calmarea simptomelor și cele mai puține efecte adverse. De multe ori, anumite schimbări în stilul de viață al pacientului pot să ajute. Majoritatea pacienților cu boală Parkinson renunță sau din faptul că au o rigiditate muscular, un tonus muscular mult prea crescut, renunță la mișcare, renunță la educație fizică, cum s-ar zice, la sport, tocmai din cauza acestor inconveniențe, redori sau intoleranțe. Pacienții, în special, care au boală Parkinson, ar trebui să facă în stadii un pic mai avansate și nu numai, la aflarea veștii că o boală Parkinson, să înceapă o tonizare și o creștere a anduranței, a rezistenței la efort printr-un exercițiu constant fizic. Degeaba suntem într-o eră cu medicație destul de în evoluție și tratamente chirurgicale, stimulare cerebrală profundă, care se fac și la noi în România. Pe parcursul bolii tot apar dezabilități în funcție de severitatea stadiului de boală. Și aceste dizabilități pot fi ameliorate prin reabilitare medicală periodică, prin învățarea unor principii destul de clare, de reluare a unor, să zicem, mișcări sau unor exerciții uzuale. De exemplu, într-un stadiu avansat de boală, în boala aceasta Parkinson, pacientul care nu mai poate să facă anumite mișcări automate, să se ridice de pe un scaun, este învățat printr-o secvențialitate să facă acest lucru. Într-o bază de tratament, într-un serviciu de reabilitare medicală, prin intermediul terapiei ocupaționale, pacientul efectiv este învățat. Prima oară pune piciorul drept, ulterior piciorul stâng, se apleacă în față, se ridică, asta se întâmplă în mai mult timp și este un exercițiu, prima oară mental, ulterior motor, efectiv, practic. Astea sunt exerciții cognitive pentru pacienți care ajută să depășească momente de înghețare, așa le spunem noi, momente motorii, fluctuații motorii. În stadii avansate, se numește freezing, așa știm noi în denumirea din ghidurile medicale, în care pacientul rămâne înghețat, adică nu mai face nicio mișcare și pe care pacientul le poate depăși prin aceste exerciții anterior efectuate de către personal medical instruit. Evoluția bolii și gradul de afectare variază de la persoană la persoană, iar studiile sugerează că speranța de viață pentru persoanele diagnosticate cu Parkinson este aproximativ aceeași cu populația generală. Deși diagnosticul de Parkinson sună devastator, boala nu este una fatală, așa cum cred mulți oameni. E adevărat că pe măsură ce boala avansează, pacientul devine mai vulnerabil la accidentări. Dar multe aspecte depind de calitatea îngrijirilor pe care acesta le primește atât de la specialist, cât și de la el însuși. Așadar, cel mai bun sfat este să avem și singuri grijă de sănătatea noastră. Până data viitoare, numai bine!